Un militar prin contract al Armatei Naționale, care executa serviciul în cadrul forțelor mixte de menținere a păcii, s-a rănit mortal joi în rezultatul unei împușcături cu arma din dotare, în timp ce era la post. Despre asta anunță Ministerul Apărării. Potrivit informației oferite de Centrul Operațional de Comandă, incidentul a avut loc la ora 17:50. Medicii sosiți la fața locului au constatat decesul soldatului. Militarul executa serviciul prin contract în Armata Națională din anul 2023. Ministerul Apărării a exprimat condoleanțe familiei și anunță că va oferi tot sprijinul pentru elucidarea cazului. Poliția efectuează investigații. Canal 5 a încercat să afle mai multe detalii despre această tragedie, unde anume s-a produs, câți ani avea soldatul, de unde era originar, în ce regiune a corpului s-a împușcat, din greșeală sau deliberat, dacă a lăsat un bilet de adio prin care să-și explice gestul. Am mai vrut să aflăm dacă era singur la post în momentul incidentului, în baza cărui articol se investigă cazul, câte cazuri similare au avut loc anterior, dar reprezentanții Ministerului Apărării au refuzat să ne răspundă la aceste întrebări. În legătură cu această tragedie, bașcanul Găgăuziei Evgenie Guțul a scris într-o postare că militarul era originar din satul Avdarma și că acesta s-a sinucis. Potrivit mesajului, Comitetul Executiv al Autonomiei va oferi sprijinul necesar pentru organizarea înmormântării și va acorda asistență financiară familiei tânărului decedat. Guvernatorul regiunii a mai adăugat că în mai puțin de o lună, Autonomia a pierdut doi tineri care executau serviciul în Armata Națională. Circumstanțele morții lor și motivele care i-au determinat să ia decizia fatală rămân ascunse de societate. Comitetul Executiv al regiunii se va strădui să afle întregul adevăr și să aducă în fața justiției pe toți cei responsabili de aceste tragedii. Și autoritățile locale intenționează să-l audieze pe reprezentantul Ministerului Apărării la următoarea ședință a Comitetului Executiv cu informații detaliate despre aceste incidente tragice. Viața fiecărui militar este neprețuită și nimeni nu are dreptul să tăinuiască tragediile care au luat viețile tinerilor care au servit țării cu credință și adevăr, se arată în mesajul bașcanului Găgăuziei. Amintim că în 24 august, Ministerul Apărării și presa au anunțat că un soldat în termen aflat în concediu a fost depistat decedat în locuința sa din Comrat. Potrivit rezultatelor preliminare ale anchetei, tinerul s-ar fi sinucis. În cadrul Armatei Naționale a fost creată o comisie care efectuează o cercetare de serviciu privind circumstanțele incidentului, a scris atunci instituția.